Rada Supremă de la Kiev a adoptat un proiect care prevede includerea integrării europene a Ucrainei în Constituție. Au votat pentru 334 de deputați din cei 385 prezenți în sala de ședințe. Totul a început în septembrie 2018, când Rada Supremă a trimis Curții Constituționale un proiect de lege emis de președintele Poroșenko de modificarea Constituției Ucrainei cu privire la cursul strategic al statului pentru obținerea calității de membru cu drepturi depline al Ucrainei în Uniunea Europeană și NATO. În noiembrie 2018, Curtea Constituțională a aprobat proiectul de lege, iar Rada Supremă l-a votat în prima lectură. Legea se referă la cursul ireversibil al Ucrainei către integrarea europeană și euroatlantism, împreună cu confirmarea identității europene a poporului ucrainean.